Membrii Platformei Demnitate și Adevăr au protestat astăzi în fața Guvernului. Aceștia acuză Agenția Proprietății Publice că ar fi complice la toate schemele de privatizare și concesionare a instituțiilor și companiilor publice, precum Aeroportul Internațional Chișinău sau Portul de la Giurgiulești, dar și de falimentarea întreprinderii Calea Ferată a Moldovei. Aceștia mai susțin că dacă ar fi fost gestionate corect, aceste instituții ar fi adus bani în bugetul statului. Cei din administrația Agenției Proprietății Publice nu ne-au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Nu furați poporul! Nu furați poporul! Prin acest protest, atât membrii Partidului Demnitate și Adevăr, cât și simpatizanții acestora au mers mai întâi pe străzile principale din capitală, apoi au venit în fața guvernului protestând față de acțiunile autorităților care în ultimii ani au concesionat în schimbul unor sume mizere de bani bunuri publice pentru care oamenii au plătit impozite. Potrivit protestatarilor, chiar dacă guvernul este demis, asta nu înseamnă că funcționarii nu trebuie să-și onoreze obligațiunile față de popor și să permită asemenea nereguli. Și mai grav este că, potrivit manifestanților, astfel de nereguli au loc și în raioane. Aceste furturi au prelungire și în localitățile rurale, pentru că vin la puterea, la fel au venit aleșii celor care stau la guvern și o fac acolo așa cum vor ei, o fac acolo așa cum simt ei. Mai protestăm și pentru asta aici, pentru că într-un sfârșit are de suferit poporul. Ne-au vândut portul de la Giurgiulești cu 1000 de euro, este strigător la cer, ceea ce continuă una după alta, de la pederile, furturile, manipularea și ne duce doar la dezastru. Ni s-a furat aeroportul care trebuie noi poporul să achităm toate impozitele mai departe care s-au furat într-o toate nedreptățile. Frații la pușcărie! Frații la pușcărie! Frații la pușcărie! Protestatarii mai susțin că instituții precum Calea Ferată, Aeroportul Internațional, Portul Giurgiulești, dar și altele trebuie să aducă bani în bugetul statului, însă aceste proprietăți au fost înstrăinate prin scheme corupte sau înțelegeri de cartel. Ba mai mult, foștii directori ai acestor companii au lăsat găuri în buget, prejudiciind și mai mult statul. La fel, manifestanții susțin că în toate aceste scheme, Agenția Proprietăți Publice ar fi complice. Prin urmare, ei trebuie să-și dea demisia și să fie trași la răspundere pentru acest lucru. Bunurile cetățenilor sunt inclusiv întreprinderile de stat care ar trebui să aducă un venit, ar trebui să aducă un profit în bugetul național. Dar ceea ce se întâmplă, evident că aceste bunuri sunt furate prin diverse scheme ilegale, prin diverse scheme obscure. Agenția este complice și paravanul pentru multiple scheme cu patrimoniul public, cu întreprinderile de stat, cu bunurile Republicii Moldova în Ucraina, cu mai multe întreprinderi unde statul mai are încă capitalul. Istoria portului Giurgiulești în ultimul sfert de secol a fost una plină de conflicte, controverse și litigi în instanțele din Olanda, Marea Britanie și Republica Moldova. Amintim că în luna trecută, acționarul majoritar al portului de la Giurgiulești este Bird, care, potrivit unor surse media, l-ar fi cumpărat pentru o sumă de doar 1000 de euro.